Bun găsit, stimați telespectatori. În emisiunea de față ne vom referi la pacea interumană, cum putem să avem pace cu semenii. Vom aborda terminologia, tipologia și accesarea, dobândirea propriu-zisă. Pacea, în ebraică shalom, iar în greacă eirene, este termenul consacrat care descrie relațiile perfecte, atât pe verticală cu Dumnezeu, cât și pe orizontală cu semenii. Termenul este cu atât mai important cu cât asemănarea omului cu Dumnezeu constă nu numai în a avea caracter divin, ci mai ales în capacitatea de relaționare cu divinitatea și nu numai cu divinitatea, ci relaționarea interumană. Acest cuvânt, pace, în varianta grecească, apare de 88 de ori în Noul Testament. Fapt nu lipsit de semnificație, cel puțin pentru mine, pentru că cifra 8 reprezintă cifra unui nou început. În acest caz, fiind vorba de sublima noutate a restabilirii în lumea noastră mult așteptatei păci interumane, pace care a fost perturbată grav prin apariția păcatului în omenire prin protopărinții noștri Adam și Eva. Cuvântul pace nu lipsește din nicio carte a Noului Testament, motiv pentru care acestei cărți se mai spune și Cartea Păcii. În ceea ce privește semnificația termenului pe plan interuman, pacea este cuvântul prieteniei dintre oameni, cuvântul bunelor relații dintre națiuni, visul de aur al umanității. Trebuie spus din capul locului că acest vis de pace al omenirii, în contextul în care Marele Pacificator și Prinț al Păcii Iisus a fost și este respins de către cei mai mulți oameni, se concretizează periodic și finalmente într-un tragic coșmar. Mântuitorul Iisus, referindu-se la evenimentele escatologice în devenire, deci evenimentele sfârșitului, a avertizat în Matei 24:6. Veți auzi de războaie și vești de războaie, căci lucrurile acestea trebuie să se întâmple. Iată care este, din nefericire, perspectiva păcii interumane, nu peste multă vreme. Și în prezent sunt probleme, dar după textul biblic, acestea se vor agrava și mai mult în perioada următoare. Și prin aceasta nu suntem fataliști, ci dorim, dimpotrivă, să fim realiști. Apostolul Ioan, mergând mai departe în textul paralel din Apocalipsa, precizează motivul și amplitudinea a ceea ce urmează să se întâmple pe pământ. Când mielul a rupt a doua pecete, s-a arătat un cal roșu. Cel ce stătea pe el a primit puterea să ia pacea de pe pământ pentru ca oamenii să se înjunghie unii pe alții. Apocalipsa 6:4. Cât de cutremurător trebuie să fie o astfel de perspectivă. Având în vedere tocmai această perspectivă sumbră, dar biblică, cu care se va confrunta marea majoritate a ultimei generații a lumii noastre, este cu atât mai importantă și necesară abordarea tematicii păcii interumane. Trebuie să observăm și să recunoaștem că înainte de înlăturarea zidurilor de despărțire și de antagonism dintre semeni, pacea interumană presupune dărâmarea zidului păcatului, marele distrugător de relații, deci să se rezolve problema pe verticală mai întâi. Pentru că, înainte de a se putea ajunge la obținerea păcii cu semenii, trebuie și se impune cu necesitate să avem pacea cu Dumnezeu, cu propria noastră conștiință, pentru că nimeni nu poate împărtăși altora pacea pe care nu o are. Nu se poate pe temelia crăpată a naturii omenești care este în război cu Dumnezeu să construiești o lume a păcii interumane. Să vedem acum câte feluri de păci există, deci tipologia păcii interumane și limitele pacifismului interuman. Pacea interumană este de mai multe tipuri. E vorba de pacea dintre evrei și neevrei, pacea din sânul familiilor mixte de tip creștin-necreștin, în al treilea rând pacea din sânul bisericii creștine și din sânul familiilor creștine, care sunt de fapt o biserică în miniatură, și pacea dintre om și om, dintre creștin și necreștin. Vom începe cu ceea ce poate va părea paradoxal, pacea dintre evrei și neevrei.
Deși este greu de observat, Apostolul Pavel subliniază faptul că antagonismul interuman fundamental, căruia trebuia să îi se găsească rezolvarea cu prioritate pentru a se putea ajunge apoi la pacificarea interumană globală, era și rămâne antagonismul dintre evrei și neevrei. Culpa a fost și rămâne în proporții diferite de ambele părți. Pe de o parte, evreii și-au asumat statutul de popor ales al lui Dumnezeu într-o manieră exagerată, supradimensionată, după opinia noastră, fapt care a condus la disprețuirea și repudierea celorlalte popoare. Pe de cealaltă parte, majoritatea neevreilor au adoptat, mai mult sau mai puțin conștient, atitudini de rezervă, de suspiciune sau chiar de ură și antisemitism, așa cum din nefericire istoria o demonstrează cu prisosință. Interzicerea accesului neevreilor în interiorul templului de la Ierusalim, sub sancțiunea morții, a fost dovada fizică de netăgăduit a despărțirii și vrăjmășiei căreia trebuia să îi se pună capăt. Pe de altă parte, maniera în care pe parcursul veacurilor imperiile și popoarele lumii i-au tratat pe evrei a demonstrat ostilitatea lor antisemită. Ostilitate care este în creștere din nefericire. În acest context extrem de complicat, Sfântul Apostol Pavel, apostolul neevreilor, prezintă modul unic și radical în care a fost rezolvată în Hristos, de drept, alienarea dintre evrei și neevrei. Citat: El, Iisus, este pacea noastră, care din doi a făcut unul și a surpat zidul de la mijloc care îi despărțea și în trupul lui a înlăturat vrăjmășia dintre ei, legea poruncilor în orânduirile ei, ca să-i facă pe cei doi să fie în el însuși un singur om nou, făcând astfel pace, și a împăcat pe cei doi cu Dumnezeu într-un singur trup, prin cruce, prin care a nemicit vrăjmășia. Efeseni 2, de la 14 la 16. Așadar, prin moartea lui Iisus, când perdeaua templului s-a sfâșiat de sus până jos, a fost creat accesul neîngrădit și nediscriminatoriu al tuturor oamenilor la Dumnezeu, premiză fundamentală a realizării păcii interumane. Până atunci, evreii crezuseră că doar ei au acces, sunt în națiune, au clauza, cum se spunea odinioară, de națiune favorizată, însă din acel moment s-a văzut că inima lui Dumnezeu bate în mod egal pentru toți oamenii și dorește pe toți să ajungă la sine, mântuiți în casa lui. Însă chiar dacă zidul fizic de la Ierusalim nu mai există, nu înseamnă că zidul psihologic al unora dintre evrei a fost și el înlăturat. Iar la polul opus, chiar dacă bazele pacificării au fost așezate de și în Hristos Iisus, nu înseamnă că atitudinea anti-Israel a popoarelor lumii este în scădere, ci, așa cum amintisem deja, este în creștere. În zilele noastre, antisemitismul și în special în rândul musulmanilor radicali înregistrează cote din ce în ce mai alarmante, în măsură a strica tot echilibru efemer și fragil care există în lume din punct de vedere al păcii interumane. Această stare de lucruri ne obligă să ajungem la concluzia biblică, de altfel, că dacă părțile beligerante nu se întorc la adevăratul Mesia, războiul de acest tip nu își va găsi leacul decât prin revenirea în lumea noastră a Marelui Pacificator, Iisus Hristos, Domnul. El va fi în măsură să rezolve această problemă dintre evrei și neevrei, în măsura în care această pace nu va fi găsită și se pare că nu poate fi găsită pe altă cale. Mergem acum mai departe la o altă categorie, pacea din sânul familiilor mixte de tip creștin-necreștin. În biserica din Corint, unii credincioși ajunseseră la ideea că dacă unul dintre soți este creștin, iar celălalt necreștin, păgân în ghilimele, cum se folosea termenul, se impunea despărțirea celor doi. Apostolul Pavel clarifică însă această situație de raportare în interiorul familiei de acest tip, arătând că datoria soțului creștin este nu de a-l părăsi pe soțul necreștin, ci de a căuta să-l conducă la Hristos. Iar dacă acesta nu vrea, dar dorește să păstreze relația de căsătorie existentă, apostolul îi sfătuiește pe creștin să nu își părăsească tovarășii de viață necreștini, pentru că se arată în 1 Corinteni 7:15, Dumnezeu ne-a chemat să trăim în pace. Iată că și într-o astfel de
familie poate să existe pace dacă există respect reciproc și respectarea poziției celuilalt. Acest ultim cuvânt, pace, definește astfel relația dorită de Dumnezeu pe plan familiar, chiar și în familiile de tipul celor descrise anterior. Mergem acum la a treia categorie de pace, pace din cadrul bisericii. Inclusiv, cum spuneam, din sânul familiilor creștine, care sunt niște biserici în miniatură. Importanța păcii pentru viața, existența și starea bisericii este indiscutabilă. În Coloseni 3:15 li se spune creștinilor imperativ, citat, pacea lui Hristos, la care ați fost chemați să stăpânească, în unele traduceri, să arbitreze în inimile voastre. Iată deci că atunci când dispare pacea intercreștină între frații de credință, trebuie căutat vinovatul. Este ca și pe un teren de sport când arbitru fluieră și se oprește, mă rog, tot jocul, indiferent de ce factură este acest joc, și se caută vinovatul. Dacă nu există pace intercreștină în sânul bisericii, trebuie căutat vinovatul și acest vinovat de multe ori este chiar creștinul. În Efeseni 4:3 Apostolul Pavel ne cere, citat din nou, căutați să păstrați unirea Duhului prin legătura păcii, lăsând să se înțeleagă faptul că atât unirea, unitatea, cât și pacea dintre creștinii autentici au fost dăruite de Dumnezeu la nașterea din nou și incorporarea în biserică, dar că acestea trebuie întreținute și practicate prin aportul susținut al fiecăruia. Iată ce spune teologul anglican John Stott referitor la relația dintre biserică și problematica păcii pe care o avem în discuție. Vom da un citat ceva mai lung, dar cred că merită pentru a vedea cât de important este să ne punem această problemă a păcii în sânul bisericii și nu doar să ne opunem, ci să o și realizăm. Așadar, citat din John Stott. Ar fi greu să exagerăm grandoarea viziunii lui Pavel. Noua societate pe care Dumnezeu a adus-o în ființă nu este nimic mai puțin decât o nouă creație, o nouă rasă umană, a cărei caracteristică nu mai este alienarea, ci împăcarea, nu divizarea și vrăjmășia, ci împăcarea și pacea. Dar atunci când ne întoarcem de la idealul descris în Scriptură, la experiențele concrete pe care le trăim astăzi în biserică, ne întâlnim cu o situație diferită și foarte tragică. Creștinii ridică noi bariere în locul aceleia pe care Hristos a demolat-o. Bariere de culoare, rasism, naționalism, de tribalism, de dușmănie interpersonală provocată de mândrie, de prejudecăți strânite de infatuare și de un spirit neiertător, un sistem cultic care transformă bisericile în secte și contrazice unitatea și diversitatea Bisericii lui Hristos. Aceste lucruri sunt de două ori ofensatoare, spune John Stott. În primul rând, sunt o ofensă la adresa lui Hristos, apoi, deși într-un mod diferit, și la adresa lumii. Lumea este împiedicată în acest fel să mai poată să creadă în Isus. Citatul este din cartea Noua Societate a lui Dumnezeu, apărută la SBR în 1987, pagina 79. Ce diagnostic și ce perspective teribile. Fără a mai insista pe acest subiect, credem că toți creștinii ar trebui să dea curs cererii Apostolului Petru, care spune la 2 Petru 3:14, prea iubiților, fiindcă așteptați aceste lucruri, siliți-vă să fiți găsiți înaintea Lui, fără prihană, fără vină și în pace. Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Trecem acum la ultimul capitol privind tipologia păcii și anume pacea dintre om și om, dintre creștin și necreștin. În 2 Corinteni 5:18 se arată că creștinilor le-a fost încredințată slujba păcii. La fel și în Constituția Împărăției din Matei 5:9, unde sunt fericiți cei împăciuitori. Așa că pentru urmașii lui Hristos este o obligație și o onoare să caute, să implementeze și să cultive pacea în relațiile interumane. De altfel, Pavel ne avertizează în Evrei 12:14, citat, urmăriți pacea cu toți. De multe ori cităm, urmăriți pacea cu toții.
E adevărat și, și această nuanță că cu toții suntem chemați să urmărim pacea. Dar aici scrie urmăriți pacea cu toți, cu toți oamenii, fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. În Romanii însă 12 cu 18 se introduce o anumită nuanță. Dacă e cu putință, trăiți în pace cu toți oamenii. Iată că există și anumite limite ale păcii interumane, despre care vrem să vorbim foarte expeditiv în continuare. Pacea cu semenii are deci limite, dar discordia pare a se datora nu creștinilor, ci necreștinilor. Ne pare rău să o spunem, dar credem că realitatea aceasta este. Pentru că cei mai mulți dintre aceștia nu cunosc calea păcii, Roman 3 cu 17, iar pentru că nu alergăm împreună cu ei la același potop de desfrâu, ne batjocoresc. 1 Petru 4 cu 4. Pe linia pacificării pe plan ideologic sau teologic, trebuie să recunoaștem cinstit că există și o anumită culpă a creștinilor. Culpă din punctul de vedere al evaluărilor postmoderniste, nu din punct de vedere biblic. Este vorba de poziția creștinului în problema ecumenismului, mai ales a ecumenismului pan-creștin. Creștinul nu se poate uni și nu poate fi de acord cu religiile care le exclud pe adevăratul Hristos din ecuația mântuirii, care exclud moralitatea și care bagatelizează harul divin. În Iacov 3 cu 17 se menționează în mod fericit că, citat, înțelepciunea care vine de sus este, întâi, curată și apoi pașnică. Și sunt enumerate și alte caracteristici ale acestei înțelepciuni. Dacă ar fi scris, înțelepciunea care vine de sus este întâi pașnică și apoi curată, ar putea fi invocată legitimitatea practicării unui pacifism cu sacrificiul curăției, al fidelității față de valorile spirituale peste care nu se poate trece. Dar în Cuvântul Sfânt nu stă scris astfel, ci se spune este întâi curată și apoi pașnică. Deci, se admite pacifism, ecumenism, dar în spiritul și în limitele fidelității față de adevăr. Creștinul are, deci, limitele sale în raportarea la semeni, respectiv respingerea valorilor lumii desacralizate, dar creștinul trebuie să iubească omul așa cum a iubit Domnul Iisus Hristos, care a fost cel care i-a iubit pe toți oamenii, chiar și pe vrăjmașii săi. Nu însemnează că a acceptat și punctul lor de vedere. Dumnezeu să ne ajute să fim și noi biruitori, practicând, evident, non-violența, nu neapărat pe tărâmul ideologic, pentru că aici trebuie să ne menținem propria poziție, dar pe tărâmul relațiilor interumane, cu atât mai mult cu cât în Sfânta Carte scrie să ne iubim și vrăjmașii. Deci nu avem încotro decât să practicăm ceea ce Dumnezeu ne-a cerut să practicăm. Mergem acum la ultimul capitol, accesarea darului păcii. Cum putem să avem pacea, practic pe toate planurile, dar și pe plan interuman despre care am vorbit. Doar împreună sau, cum avem noi limbajul acesta, doar la pachet cu dăruitorul păcii. Dobândirea păcii pe toate palierele de manifestare a acesteia ține de însă și intenția divină fundamentală cu privire la om, de esența binecuvântării pe care Creatorul a dorit și dorește să o acorde copiilor săi. În Psalmul 29 cu 1 scrie, Domnul binecuvintează pe poporul său cu pace. Iar deloc întâmplător, când îi sunt revelați lui Moise termenii în care urmau să fie binecuvântați copiii lui Israel, în Numeri capitolul 6, apogeul triplei binecuvântări constă tocmai în proclamația Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea. Ceea ce a fost și este destul de greu de înțeles este că pacea nu reprezintă un ingredient al confortului uman pe care omul îl poate obține de la Dumnezeu ca dar în afara și în absența dăruitorului, ci este un dar care se acordă doar la pachet cu acesta. Deci darul și dăruitorul împreună du doar darul fără dăruitor. Este interesant că și lui Avram i-a fost greu să înțeleagă acest important adevăr. Dumnezeu îl binecuvântase, în Geneza 15 i-a spus, eu sunt scutul tău și răsplata ta cea foarte mare.
dar foarte interesant și uimitor, Avram, tatăl credinței și a credincioșilor, se pare că a interpretat binecuvântarea divină promisă scut și răsplată în termenii darurilor și nu ai dăruitorului. De aceea, în versetul următor, în Geneza 15, Avram spune, Doamne Dumnezeule, dar ce-mi vei da? Deci Dumnezeu îi spune, eu sunt răsplata, eu sunt împlinirea ta, și Avram spune, Doamne, dar ce-mi vei da, că nu l-am pe Isaac. Deci chiar și pentru Avram se pare că nu era suficient, că Dumnezeu însuși îi se promisese, ci el și îl dorea, aparent pentru acel moment, mai mult chiar decât pe Dumnezeu și îl dorea pe Isacul său. Părea nu avea încredere deplină că Dumnezeu îl va împlini în toate privințele și va avea în vedere toate dorințele lui legitime. Deci a și fost necesar mai târziu, pe muntele Moria, ca prioritățile lui Avram să fie restabilite atunci când, de dragul lui Dumnezeu, adevărata răsplată și binecuvântare, Avram, sau Avram, dacă vreți, a fost gata să-și sacrifice propriul fiu pe Isaac. În mod asemănător, trebuie să înțelegem maniera în care noi înșine ne putem accesa pacea, atât cea pe verticală, cât și cea pe orizontală, doar accesându-l cu ghilimelele de rigoare, doar avându-l, primindu-l pe Dumnezeu în inimile noastre, putem avea pacea pe toate, la toate nivelele. Mulți ar dori pacea fără prințul păcii, ar vrea darul fără dăruitor, dar acest lucru este nerealist și chiar imposibil. Să urmărim în continuare o frumoasă legătură ce există între Geneza 15 și Numeri capitolul 6. Dumnezeu, atât în vremea lui Avram, cât și pe vremea Exodului, și-a păstrat neștirbită intenția și maniera de a-i binecuvânta pe oameni. Așa că, dezvoltând și explicitând binecuvântarea promisă lui Avram în Geneza 15, care era aceasta? Dumnezeu i-a vorbit lui Avram și a spus, Avrame, nu te teme, eu sunt scutul tău și răsplata ta cea foarte mare. Erau date două ingrediente ale binecuvântării complete divine. Scutul și răsplata. Dumnezeu revine în Numeri 6 cu o reformulare și o completare a acelei binecuvântări amintite anterior din Geneza 15, de data aceasta printr-o întreită binecuvântare. Domnul să te binecuvânteze, să te păzească, adică Domnul să-ți fie scutul protector al vieții tale, cum îi promisese Dumnezeu lui Avram. Apoi, în Numeri 6, prin două binecuvântări complementare, consecutive, este dezvăluită și esența răsplătirii omului prin ființa divinității. Se spune acolo în Numeri 6, Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine, să se îndure de tine. Deci, interfața lui Dumnezeu cu omul prin dobândirea îndurării, a harului, oare prin cine vine aceasta? Evident că prin Domnul Iisus Hristos. Scrie în Evanghelia după Ioan, legea a venit prin Moise, dar harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos. Și apoi, Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea. Pacea este, de fapt, o roadă a Duhului Sfânt, Galateni 5:22. Este uimitor și cu această frază căutăm să încheiem scurta noastră meditație referitoare la pacea interumană. Este uimitor să putem identifica în această întreită binecuvântare divină implicarea nemijlocită a Sfintei Treimi spre beneficiul omului. Astfel, Tatăl îi asigură omului scut protector prin providența divină, Fiul face să lumineze fața lui peste om, conferindu-i îndurarea de care are nevoie, dăruindu-i mântuirea, iar Duhul Sfânt ne furnizează, venind în noi și peste noi, roada sa, pacea, care în sensul ei original, shalom, însemnează mult mai mult decât pacea interumană. Însemnează o pace aducătoare de fericire și împlinire deplină. Iată că în acest domeniu constatăm o întreită relaționare a Dumnezeului Triunic cu noi și când vom avea pe Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, vom avea cu adevărat pacea. Fie pacea lui Hristos care întrece orice pricepere să stăpânească în inimile noastre, cum ne spune Sfântul Apostol Pavel, și să fim recunoscători pentru pacea care ni s-a descoperit la Golgota, care a fost adusă prin jertfa Domnului Iisus Hristos, dar și pentru pacea care a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Fie deci să trăim în pace cu Dumnezeu, în sânul bisericii, în sânul familiilor, dar și cu semenii, chiar dacă ne resping valorile și crezul. Dumnezeu să ne ajute!